Distrugerea barajului Nova Kakhovka a șocat o lume întreagă. Și după ce am văzut cu toții cum s-au revărsat apele, după ce am văzut cu toții cum au fost inundate localitățile din zonă, a apărut o altă discuție despre problema ce ar putea apărea ulterior ca transmiterea a bolilor prin intermediul apelor. La nivel mondial s-a tras un semnal de alarmă, iar în mod special la nivel regional. Despre acest lucru s-a discutat foarte mult și în mod special în ultimele zile am văzut multe discuții despre litoralul din România sau din Bulgaria, care pur teoretic ar fi la o distanță anumită, dar care la fel au anunțat că s-ar putea la un moment dat, în caz de risc, să se închidă. Deși la momentul actual trebuie să subliniem că aceste litoraluri sunt deschise fără a nu a fi anunțat până acum că ar fi existat vreun pericol. Mai multe detalii însă pe acest subiect, despre posibilitatea ca și Republica Moldova să apară sau să nu apară la un moment dat o problemă de sănătate în masă, discutăm în această dimineață cu domnul Ion Bârcă, șef secție supraveghere epidemiologică a bolilor cu factori de transmitere alimentar și hidric din cadrul ANSP. Bună dimineața! Bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Domnule Bârcă, vreau să începem din punctul în care vreau să înțelegem care este situația la momentul actual și dacă există vreun pericol astăzi în data de 20 iunie. Dacă ne referim în contextul ruperii barajului de la Nova Kakhovka, la moment pentru Republica Moldova nu este niciun pericol și vă explic de ce. Deoarece indiferent de maladiile, să-i spunem, care sunt depistate pe teritoriul țării vecine Ucraina, atâta timp cât mă refer la maladii ca holera sau febra tifoidă, care sunt în contextul ruperii barajului, atâta timp cât ele nu sunt înregistrate în Ucraina, pentru Republica Moldova nu prezintă pericol importul lor, mă refer. Deoarece, ok, nu este exclus, să spunem, să fie nu din Ucraina, din altă parte, fiindcă lumea astăzi, la ora actuală, circulă în diferite zone, da, și preferă să odihnească în diferite, să spunem, țări, unde tot ar fi, să spunem, favorabile pentru holera. Da, și doream să vă întreb, pentru că s-a discutat foarte mult în ultima perioadă despre aceste ape care transmite sau care ar fi potențiale transmițătoare de holeră sau alte baladii. Pentru noi, pentru apele pe care le avem aici în Republica Moldova, fluviale și cele statice, nu există niciun pericol? Nu este niciun pericol, deoarece, să spunem, noi avem numai râul Nistru, care comunică, este gura de versare în Marea Neagră. Dar, iarăși, specialiștii au menționat de mai multe ori că cantitatea de apă care se află în Marea Neagră, să spunem, este în favoarea noastră. Este mult prea mare. Este mult prea mare pentru ca să se dezvolte virusul, vivrionul holeric și ca să se facă concentrația necesară pentru ca să producă maladii. Și să reușească să acapareze toată Marea Neagră. Foarte important acest detaliu. Da. Vorbeam cu dumneavoastră și înainte de a intra în direct, zonal ar putea să fie această problemă, în mod special pe litoralul ucrainean, dar această problemă, sau cel puțin există un risc minim, să ajungă și în alte zone. Da, și iarăși revenim la faptul că în Republica Moldova, holera, febra tifoidă sau alte maladii care, să-i spunem, vor fi depistate în Ucraina, iarăși pot fi înregistrate în Republica Moldova numai dacă migrația populației din Ucraina va fi la un nivel mai înalt, așa să spunem, la noi în țară. Deoarece cunoaștem că în urma războiului care s-a declanșat, noi am avut un flux foarte mare de refugiați care au revenit la noi în țară. Vreau să vă întreb în acest caz la ce ar trebui să fie atenți cetățenii noștri, care sunt simptomele acestor maladii și cât de rapid reușesc aceste maladii să se transmită de la o persoană la alta. Dacă este ne referim la holeră și de ce anume menționez la holera, deoarece ea este una dintre cele mai grave boli care sunt cu cale de transmitere alimentară și hidrică. Ea are o perioadă de incubație foarte scurtă, de 2-3 zile, și se manifestă prin diaree, vomă, în urma diareei și vomii se produce deshidratarea foarte înaltă a organismului. De asemenea, se perturbează balansul ce ține de microelemente și ulterior poate duce la comă.
Da, eu am sesizat faptul că în sezonul estival și nu doar în 2023, per general, se monitorizează mult mai atent posibilitatea de apariția holerei aici între Nistru și Prut. De ce se face acest lucru în mod special în sezonul estival? Evident, Agenția Națională pentru Sănătate Publică în perioada estivală, mă refer la lunile mai-septembrie, monitorizează mai îndeaproape, sau să-i spunem săptămânal, evoluția cazurilor de boală de reiecă acută, inclusiv și holeră, pentru a vedea, să-i spunem, unele premize care ar sta la înrăutățirea situației epidemiologice și respectiv de a veni cu unele recomandări prompte și la timpul necesar pentru a diminua impactul dat. În acest an avem deja mai bine de 2 săptămâni de monitorizare. Ce rezultate avem până în acest moment? Da, în acest an suntem deja într-a 3-a săptămână din monitorizare, dar în primele 2 săptămâni, conform datelor, sunt în jur de 645 cazuri de boli de reiece acute raportate, inclusiv 395, adică foarte mult sunt înregistrate în rândul copiilor. De asemenea, Agenția Națională pentru Sănătate Publică nu monitorizează, sau mai bine spus, monitorizează nu numai în rândul populației umane, dar și ceea ce țin de obiectivele acvatice, râuri, iazuri, de asemenea, de unde se colectează, se prelevează probe și sunt examinate la acești indici. Și aceste cazuri avem posibilitatea de a vedea dacă sunt de import sau dacă au apărut aici în Republica Moldova? Cazurile de import se stabilesc, să spunem, numai după ce se petrece ancheta epidemiologică. Dar ținând cont că Republica Moldova de foarte mulți ani nu a înregistrat niciun caz de holeră, evident, orice caz care va fi înregistrat, el va fi de import. Și vreau să creăm o ipoteză în aceste momente, pentru că aici, în Republica Moldova, pe parcursul ultimelor decenii, am avut, din păcate, și anumite inundații, inclusiv în Albea râului Prut, dar și Albea râului Nistru. În cazul unor potențiale inundații, ce ar putea să aibă loc la un moment dat în acest an sau poate peste ani, există riscul de apariție a acestor maladii? Evident, deoarece noi cunoaștem foarte bine, fiindcă în anii precedenți, când industria, să spunem, sau de dezvoltare a animalelor mici sau mari cornute era la o amploare mai mare, avem cimitire de animale care sunt în urma, adică de la fermele de, iarăși, care au crescut vite mari și mici cornute. Și totodată noi cunoaștem la țară, fiecare om practic are o latrină în curtea casei și iarăși, în cazul când se produce o inundație, apa vine, viitura vine, spală totul în calea ei, inclusiv impurifică și sursele de aprovizionare cu apă. Aici mă refer la fântâni, la sursele de suprafață și iarăși iazuri, lacuri. Și atunci riscul este unul destul de crescut, da, într-o astfel de ipoteză. Da, evident că este, da, da. Bine, ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să ne protejăm? Pentru că este foarte important să cunoaștem pașii pe care ar trebui să-i întreprindem în cazul în care la un moment dat se anunță că există risc, unul scăzut sau unul ridicat, dar risc care exista. Bine, eu, ca reprezentant Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în primul rând aș veni cu recomandarea în contextul ruperii barajului de la Nova Cahovca ca cetățenii Republicii Moldova să se abțină de la călătorii în Ucraina, așa numit în regiunile afectate de inundații, în regiunea Odessa sau pe litoralul Mării Negre. Iar chiar dacă totuși nu este posibil ca persoanele să se abțină, deplasându-se pe teritoriul Ucrainei, să respecte recomandările autorităților publice locale. Și aici mă refer cu ceea ce ține de, până la urma urmei, unde se permite să viziteze, dacă doresc să vadă litoralul Mării Negrei, unde se poate de pescuit și tot așa în mai departe. Iar la general, noi deja cunoaștem că cea mai bună regulă în profilaxia bolilor de reiece acute este respectarea igienei personale, și anume spălatul pe mâini cu apă abundentă și săpun după frecventarea WC-ului, înainte de prepararea bucatelor. Nu în ultimul rând, părinții trebuie să țină cont ca copiii să respecte aceste reguli. Odată ce suntem în perioada estivală, știm că multă lume pleacă la piață,
procure produse diferite alimentare. În acest context recomand ca produsele alimentare să fie procurate din locurile autorizate, nu din stradă, care au stat sub soare și, să spunem, creează anumite pericole. Da, creează anumite pericole. La prepararea bucatelor se țină cont că materia primă și cea finită să fie separată, păstrată în frigider, adică să nu aibă un contact ca să îi împurifice, iar plecând iarăși undeva în vacanță trebuie să spunem, dacă avem suspecții că apa sau gheața care dorim să o consumăm nu este din sursă sigură, adică poate să se prezinte pericol, să evităm consumarea ei. Și într-așa caz utilizăm apa, ori apa îmbuteliată, ori metoda cea mai simplă, o fierbem și o consumăm. Foarte important și am să reiterez un exercițiu pe care cu toții l-am făcut în timpul pandemiei de COVID-19 și pe care ar trebui să-l știm și înainte de pandemie și trebuie să-l folosim și după, e să avem parte de acea igienă personală și spălarea mâinilor, ceea ce dumneavoastră ați menționat, pentru că după pandemia de COVID-19 am sesizat că din ce în ce mai multă lume face acest lucru și acesta a fost poate unul dintre puținele lucruri pozitive ce au rămas în urma pandemiei. Vreau să vă întreb însă de unde ne informăm, pentru că avem astăzi rețelele de socializare și spuneam adineauri și în cadrul presei la zi că, din păcate, pe unele dintre rețelele de socializare apar foarte multe informații false sau informații parțial false, care sunt distribuite, care devin foarte populare și care în unele cazuri ar putea să inducă o parte a populației în panică. De unde trebuie să ne informăm pentru a ști că informația este una sigură și o informație de ultimă oră? Eu chiar vă mulțumesc că ați abordat această întrebare și vin cu îndemnul, mă refer și tuturor telespectatorilor care urmăresc Bună Dimineața și, în general, populația generală a Republicii și, nu în ultimul rând, colegilor dumneavoastră de la mass media, ca informația cea mai veridică este de pe site-urile, să-i spunem, guvernamentale. În cazul dat mă refer site-ul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, site-ul Ministerului Sănătății, unde noi ne străduim și plasăm toată informația necesară. Și acolo sunt și actualizări în cazul în care sau există necesitatea de a informa despre un alt lucru. Da. O ultimă întrebare pe care o am pentru ca cei de acasă, pentru că suntem în sezon estival și ne așteaptă și temperaturi de peste 30 de grade în următoarele zile, în cazul în care vor să meargă la scăldat, în urma analizei, pentru că ați menționat deja faptul că și apele din Republica Moldova și cele statice și cele fluviale sunt și ele analizate și cercetate, există pericol? Avem ape contaminate în anumite zone din Republica Moldova? Ar trebui să evităm anumite zone? Conform ultimelor, iarăși, informații din monitorizare săptămânală a bolilor de reici acute, dacă nu mă greșesc, în jur de 90 de probe au fost prelevate, dintre care în 15 probe a fost depistat, să spunem, vibrionul neholerigen, și aici este o diferență între cel holerigen care provoacă holera, cel neholerigen nu provoacă holera, dar provoacă alte boli de reici acute. Și iarăși este un factor care nu e atât de plăcut, ca să în perioada estivală să stai pe tratament și în loc să distrez trebuie să fii acasă. Da, să fii acasă. Sunt sigur că toate aceste informații pot fi găsite și pe ANSP. Da, sunt toate informațiile acolo postate. Da. Pentru cei de acasă care își doresc să meargă la scăldat, bine, sunt foarte multe reguli de care trebuie să ținem cont la scăldat. Nu consumăm băuturi alcoolice și nu uităm faptul că viața are prioritate și ar trebui să fim în siguranță în permanență. Vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață. Vă mulțumesc foarte mult și vreau să menționez că bolile de reici acute este un indicator de dezvoltare socioeconomică a țării. Cu cât mai multe maladii de genul dat sunt depistate, cu atât, să-i spunem, indicatorul socioeconomic este mai mic. De aceea, haideți să-l ridicăm. Da, și acest lucru este probabil vizibil și în urma știrilor la nivel mondial pe care le vedem ca epidemii de holeră sau alte epidemii pe care le găsim adesea în țările în curs de dezvoltare sau țările sărace. Pentru că în țările înalt dezvoltate foarte rar se întâlnim astfel de cazuri la nivel sau într-un număr mai mare. Mulțumesc mult încă o dată. Cu plăcere.